Îți mulțumim, Simona. Uite, diploma este pentru tine. Știi ce aduce această diplomă? Ce aduce ea? Bucurie. Bravo! Și uite, ai un cadou dulce pe care ți-l oferă firma Drancor. Și mai ai două invitații la pizza mozzarella. Te mai așteptăm! Mulțumim, Simona! Oricum, ea va deveni o artistă foarte talentată. Eu am prespus la început și sunt sigur că așa va fi. Suntem absolut siguri de acest fapt. Toți copiii care ajung în această scenă au un viitor frumos. Visele lor se realizează pentru că noi vom avea grijă să-i promovăm în continuare. Am ajuns și la ultimul concurs. Cum vă simțiți? Foarte bine. S-ar putea să începeți de la echipa în verde. Bine. Acum, de data aceasta, nu începem nici de la o echipă, pentru că va urma o poezie spusă pentru ambele echipe. Dumneavoastră, vă străduiți să descifrați cât mai multe cuvinte, pentru că fiecare cuvânt valorează un punct. Lumea copilor. Cum te cheamă? Doinița. Doinița. Câți ani ai? Doi ani are Doinița și ne spune o poezie, da? Hai spune-ne poezia, Doinița. Hai spune cu Didi, căluțu Di. Hai. Gata, pușu. Hai mai spune odată, că așa de tare mi-a plăcut, așa e de frumoasă poezia, ce e? Gata, pușu. Păi eu n-am auzit-o bine, Doinița. Hai mai spune odată. Hai spune, cum se începe? Nu pot. Hai, ia spune. De e cu tot de dumălină. Nu mă am dacă te împăște clinii. Bravo! Așadar, ce a descifrat echipa galbenă din poezia Doiniței? Am descifrat numai ceva cu di, căluțule, unde te duci, murguțule, așa ceva. Echipa galbenă se întreabă ce mai faci, murguțule, di, căluțule. Și echipa verde ce ne spune? Di, căluțe, di. Di, căluț bălan, cal frumos și năzdrăvan. Du-mă tu, căluțe-s meu, până la bunelul meu. Cu siguranță că 3-4 cuvinte sunt. Di, la siguranță este, căluțe este și două ori di mai este. Ei, și acum ascultați poezia Doiniței. Di, căluțule, di, du-mă, lin, nu mă trânti, că am zahăr pentru tine, să-l împrăștii pe coline. Pe coline, în drum spre bunelul. Bravo, bravo! Îi mulțumim Doiniței, iar noi rugăm asistentele să numere acum cuvintele descifrate de fiecare echipă și vom afla rezultatele, dar după publicitate. Lumea copilor, papa îți lumina. Новинка от Эмонси. Наступила эра тканевой косметики. Уникальная тканевая маска, антистрессовая, тонизирующая, подтягивающая. Эмонси. Время для тебя. Sponsorul general al emisiunii de astăzi este Asociația Crucea Verde din Moldova, distribuitor exclusiv în Moldova și România a produselor cosmetice cu marca comercială Divo și Emancy din Rusia. Toate aceste produse sunt pur ecologice și vă garantează 100% o calitate excepțională, un efect vizibil chiar după primele încercări de a le folosi.
Asociația Crucea Verde din Moldova are grijă de fiecare, pentru că propune produse pentru toate vârstele și pentru toate necesitățile. Cu ajutorul produselor Divo și Yemansi, veți obține puterea și gingășia naturii. Folosindu-le, veți fi fascinantă. Yemansi este cosmetica pentru femeia contemporană care își prețuiește timpul și sănătatea. Ресторан «Экватор» приглашает вас в новый зал для свадебных и предстоящих новогодних торжеств. Вы проведете незабываемый вечер в живописном интерьере с оранжереей для жениха и невесты. Насладитесь европейской кухней, оригинальной шоу-программой, видом зимнего сада. Наш телефон 20 20 20. La restaurantul Indian Tandoori veți petrece o seară de neuitat. Dragii noștri, a venit momentul cel mai emoționant. În această tombolă am adunat cele mai trăsnite fraze pe care ne le-ați trimis. Și floricelele noastre o să vă poarte astăzi noroc. Anume, aceste floricele sunt astăzi aici lângă mine, în acest moment important, când vom extrage o scrisoare și vom afla cine este fericitul, cine va duce acasă acest frigider minunat care se numește Arctic. Dar mai întâi vreau să mai citesc câteva rânduri dintr-o scrisoare pe care am primit-o din comuna Nădușita, județul Soroca, de la Lilia Costei. Dumnezeu are doi băieței, unul de 4 ani și celălalt de 2 anișori. Ionel, care are 2 anișori, vizionând show-ul nostru, îi spune mamei: mamă, mie îmi place fetița cea mică. Vreau să mă duc în televizor să pun mâna pe fetiță, dacă nu o să vrea să o pup. Ionel, pe această fetiță o cheamă Loredana, iată, și ea are 4 anișori. Și mămica ta mi-a spus că este ziua ta de naștere și mă roagă foarte mult să-ți fac un cadou. Anume, să o pup pe Loredana din partea ta și să-i dăruiesc, iată, această fotografie. Acesta ești tu. Eu fac cu plăcere acest lucru, îi dăruiesc Loredanei fotografia ta și o pup dulce-dulce din partea ta. Loredana, vrei să-i spui, uite, ăsta e Ionel, este pentru tine, vrei să-i spui ceva lui Ionel? Te felicit cu ziua ta, te pup! Și noi te pupăm, Ionel, și acum vrem să aflăm în sfârșit cine va deveni norocosul. Ionel, punem și scrisoarea mămicăi tale în plic. Uite, vezi? Și cine știe, poate anume tu vei fi norocosul. Ia uite. Așa, acum le amestecăm. Bine, bine, să nu credeți că facem șmecherii. Nu există. Așa. O rugăm pe Loredana să extragă acum o scrisoare. Doar una singură. Loredana a extras o scrisoare. Te rog să mi-o dai, Loredana, mie. Și vom vedea acum cine este acel norocos. Așadar, scrisoarea îi aparține Eugeniei Leu din comuna Băcioi, județul Chișinău. Haideți să vedem care e fraza trăsnită pe care ne-a scris-o doamna Eugenia. Vă scrie o bunicuță pe nume Eugenia. Am o nepoțică pe care o cheamă Simona. Într-o zi, Simona mă întreabă: bunicuțo, eu știu cine este mămica lupului. Cam cum credeți? Ce a răspuns când am întrebat-o cine? Voi cum credeți? Scufița roșie, a zis Simona! Așadar, doamnă Eugenia, frigiderul Arctic vă aparține dumneavoastră, datorită nepoțicăi!
Noi vă așteptăm cu drag la emisiunea viitoare, pe data de 8 martie, să veniți aici, la noi în studio, la show-ul nostru, să vă luați frigiderul! Iar noi așteptăm în continuare fraze trăsnite, pentru că vom avea un alt premiu. Care anume, rămâne o surpriză. Veți afla data viitoare. Vă mulțumim! Și acum a venit momentul să aflăm cine este învingătorul în concursul nostru. Dar mai întâi, rezultatele ultimului concurs. Echipa galbenă a descifrat 4 cuvinte. Echipa verde a descifrat 5 cuvinte. În așa fel, scor final. 9-8 pentru echipa verde. Mulțumim foarte frumos pentru aplauze. Mă bucur foarte mult că am avut această ocazie de a fi oaspetele acestei extraordinare emisiuni. Mă adresez către toți copiii din Republica Moldova. Trimiteți scrisori împreună cu părinții buniei voștri aici la această Tante Ludmila Show, pentru că sunteți așteptați și după posibilitate participați la acest concurs. Vă mulțumim! Mi-a făcut o mare plăcere să concurăm astăzi cu prietorul sectorului centru, de altfel pământeanul meu și prietorul sectorului meu aici la Tante Ludmila Show și vă felicit cu această mare biruință. La mulți ani! Dumneavoastră ne-ați onorat cu prezența. Știm cât de ocupat este un pretor în zilele noastre, nu-i așa? Dar a venit în paradisul copilăriei. Și maestrul Ion Dascăl de asemenea și-a schimbat toate planurile pentru a veni în lumea copiilor. Vă suntem recunoscători! Dragii noștri, veți pleca astăzi la câte un restaurant. Aceste două minunate restaurante se numesc Ecuator și Indian Tandoori. Dar învingătorii, după cum știți, au dreptul să-și aleagă primii restaurantul la care doresc să plece. Așadar, dumneavoastră, unde doriți să plecați? La Ecuator sau la Indian Tandoori? Cred că ne ducem să vedem ce prezintă restaurantul indian. Oh, Indian Tandoori! Familia Bujor pleacă la acest minunat restaurant, iar la Ecuator vor pleca... Dunelul și nepotul. Ion Dascăl împreună cu familia. Probabil doamna Galina deja își va reveni. Se va însănătoși și va merge împreună cu dumneavoastră la restaurantul Ecuator. Și mai avem niște cadouri pentru voi, dragii noștri. Vi le oferă Asociația Crucea Verde din Moldova, care este distribuitor exclusiv a produselor cosmetice Yemansi și Divo din Rusia. Aceste produse sunt în premieră pe piața Moldovei. Vi le înmânează Sergiu Moldovanu, vicepreședinte al Asociației Crucea Verde. Sper să le transmiteți soție, da? Sigur! Uitați, ne revedem sâmbătă viitoare! Va fi 8 martie și noi o vom avea în studio pe doamna Eugenia Leu din Băcioi, Chișinău, care este o bunicuță extraordinară și datorită nepoțicăi Simona a câștigat frigiderul Arctic. Ne revedem sâmbătă! Da, ești mare și atâtea știi, și-ai uitat.